Suntem în partea a doua a emisiunii cu cărțile pe față, împreună cu domnul profesor Ștefan Gânzi. Vorbeam de secetă. Cum va afecta țara noastră seceta? Analiza asta se face de obicei ca în România. Per total este foarte frumos, în schimb atunci când intrăm în detalii, atunci e foarte prost. De ce? Dacă luăm așa, această producție cerealieră care în momentul de față este, ajunge pentru ca să ne asigurăm pâinea de toate zilele. Deci nu trebuie să... Adică vreți să spuneți că a mai fost așa un fenomen de secetă și... Nu, cantitățile care sunt estimate a se realiza, acestea sunt suficiente pentru ca fiecare român să aibă pâinea pe masă. În schimb, în altă parte este problema. Cantitativ este suficient. În schimb, în momentul de față, aceste produse se doresc a fi depozitate pentru ca, într-adevăr, la iarnă, în primăvara viitoare, să avem de unde să luăm aceste grâne. Ori, în momentul de față, se dorește ca să se exporte, produsele cerealiere, pentru ca să fie un adaos la bugetul pe care îl avem în momentul de față, atât individual cât și per ansamblu, urmând ca posibil că atunci, în primăvară sau în iarnă, atunci când va trebui să cumpărăm, atunci să le cumpărăm la prețul mai mare. Deci unde ducem? Iar ajungem la acea sintagmă care va fi vehiculată tot mai mult de acum înainte, când banul românului se strică, respectiv cu bani pe care îi primim în momentul de față, vom putea să cumpărăm tot mai puțin. Da. Așa că... Iată și știrile cum arată pe segmentul acesta. Aproape jumătate din teritoriul Uniunii Europene este expus riscului de secetă severă și prelungită, potrivit unui raport nou al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene, preluat de Euractiv. Documentul prezintă o imagine sumbră a lunilor secetoase care urmează și a consecințelor acestui fenomen. Și, potrivit studiului, 46% din suprafața Uniunii Europene este expusă avertizărilor de secetă, iar 11% din teritoriul rămâne sub cod de alertă. Printre cele mai afectate țări, raportul evidențiază Franța, România și Ungaria, precum și câteva regiuni mediteraniene, Italia, Spania și sudul Greciei. Dar ceea ce vreau să mai adaug este faptul că raportul acesta vine pe fondul avertizmentelor că valul de căldură și secetă ar putea anula surplusul de alimente care ar fi trebuit să acopere decalajul cauzat de războiul din Ucraina, iar aceasta este una dintre consecințele imediate cele mai grave. Cum am putea comenta? Păi, deci, ceea ce este în momentul de față este suficient, dar vorbesc pentru România, am subliniat de la început. În schimb, per ansamblu, atunci când vorbim despre Uniunea Europeană, echilibrele de care vorbeam mai înainte, la începutul emisiunii, stricându-se mult din hrana, vorbesc în momentul de față, pâinea și cu derivatele ei, suferă, fiindcă în momentul de față Ucraina nu poate să-și exporte cantitățile de grâu care sunt disponibile pentru export. Motivul, știți foarte bine, este blocada care s-a realizat. Iar în momentul de față, nu numai că blocada s-a realizat, am început și noi să simțim blocada care s-a realizat, întrucât portul Constanța și acele depozite din portul Constanța, noi le-am oferit ucrainenilor care în momentul de față, neputând să iasă prin portul Odessa și celelalte, Mariupol și cele care sunt spre estul Ucrainei, în momentul de față se face un transport. Deci pleacă trenurile înspre Ucraina, care echipurile duc ajutoare și se întorc cu grâne.
Dar aceasta duce și la blocarea depozitării noastre, că noi ar trebui să cam avem nevoie de depozitele acelea și care sunt pregătiți. În moment. Și să nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Așa că comentariile sunt, iar ajungem înapoi de unde am plecat, s-au stricat niște echilibre. Acestea nu pot fi estimate, nu știm. Încercăm, de exemplu, noi încercăm să ajutăm ucrainenii, dar ne împiedicăm noi pe noi. Sau în momentul de față, acele măsuri care au fost luate ca și pedeapsă către Rusia, quasi totalitatea se întorc tot asupra noastră, celor la care îi pedepsim. De ce? Dar se știe foarte bine că Europa și în special în momentul de față vorbim de Germania, industria, încălzirea populației Germaniei în proporție de 80% se bazează pe importul de țiței din, și de gaze din Rusia. În momentul de față se spune în felul următor, fraților, nu, nimica, le dăm în cap la oamenii ăștia și atunci și ei încerc să întorc și azi că vă dăm noi în cap la voi. Motiv pentru care Germania în momentul de față este una dintre țările cele mai afectate, spre deosebire de România, care aici iar trebuie de gândit foarte bine, întrucât noi avem posibilitatea să exploatăm gazele și țițeiul al nostru. Al nostru, nu trebuie ca să importăm. Mare parte din resursele pe care le avem în momentul de față sunt suficiente pentru ca să ne ducem noi traiul. Deci, într-un fel, Europa se cam împușcă singură în picioare atunci când duce politica pe care o duce în momentul de față. Asta trebuie să se termine într-un anumit fel, sper, ca să nu pățească, așa cum s-a pățit pe parcursul perioadelor de război, ca milioane de oameni să sufere sau milioane de oameni să moară. Din această cauză, în momentul de față, se zice că cel de-al treilea război mondial există. Iar noi ne concentrăm în momentul de față, de altfel așa este omul, să se uite doar atâta la distanța cât pe el îl afectează, nu merge mai departe. Dar să nu uităm că această stare de război, de exemplu în Africa, în țările din Africa de Sud, există în permanență. Noi nu vedem, e prea departe. Media nu prezintă, nu interesează ce se întâmplă în Angola și ce se întâmplă în celelalte părți ale lumii. Dar situația este generală, în momentul de față este o tensiune generală. Uitați, noi tot spunem cât este de bună democrația occidentală. Iar în momentul de față, dacă ați urmărit vizita, papa nu-i place să spună că este în vizită, cel în pelerinaj în Canada, a spus un lucru foarte clar. S-a dus să-și ceară iertare de la indieni, în ghilimele canadieni, care au fost obligați în numele așa zise democrației să își dea copiii la școală ca să uite întreaga tradiție a părinților proprii, a părinților și în același timp să vorbească numai în limba engleză. Și, din păcate, papa a menționat acolo și biserica a participat la această dezrădăcinare culturală care au suferit-o copiii și care, până la urmă, se zice că au găsit acolo niște gropi comune cu unde sunt îngropați peste 250.000 de copii. Deci, această cultură pe care avem noi în momentul de față, respectiv tot ce face unul este foarte rău, tot ce face celălalt este foarte bine, nu mai ține prea mult, fiindcă prea mult se suferă datorită acestei gândiri absolut înguste, care împarte lumea în bun și rău. Nu este. Lumea este și bună și rea, nu trebuie să ne dăm în cap unul pe altul.
Pe de altă parte, aș vrea să mai comentați încă un aspect. Război, pandemie sau scumpii, românii tot pleacă în vacanță. Ceea ce arată datele este că românii au cheltuit foarte mult pe vacanțe în străinătate. Avem în ianuarie-mai niște cifre. Vacanțele în străinătate, 2,5 miliarde de euro, în timp ce străinii au cheltuit în țara noastră 1,4 miliarde de euro. Adică turismul nostru încotro merge. Vedem de asemenea că sunt și la marea noastră îndrăgită în alții ani turiști, dar nu atât de mulți, pentru că cifrele arată trist. Asta este și un mod de a gândi ca urmare a propagandei pe care propaganda care este plătită de alte țări. La noi tot ce se vorbește în momentul de față la televizor este că Marea Neagră este foarte scumpă, da. Calitatea serviciilor sunt proaste, infrastructura care te duce până acolo e proastă și așa mai departe. Plus, foarte mulți încă mai sunt care n-au fost în Occident niciodată. Una este să te duci în Occident și să vezi ce au realizat acum 3, 4, 500 de ani în privința bisericilor, în privința clădirilor și așa mai departe. Și altceva este să trăiești acolo. Deocamdată noi mai avem niște bani. Deocamdată în momentul de față mai sunt niște acumulări. În schimb, în clipa în care se va întâmpla ce se zice că se va întâmpla, respectiv o scumpire foarte mare a serviciilor, în deopștea serviciilor, atunci problemele vor fi puțin mai altfel gândite și oamenii, probabil la anul, se va reechilibra aceste lucruri. Deocamdată și ei occidentalii au bani, deocamdată și noi avem, mulți dintre noi avem bani. Se vorbește de acea nenorocită de parte a populației române de 50% care trăiește abia la limita subsistenței. Da. Eu aș vrea să amintesc, dar foarte scurt, dacă mai avem timp, această dispoziție cu privire la Comisiei Europene cu reducerea consumului chiar de gaze. Chiar voiam să abordăm acest aspect. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propune reducerea consumului de gaze cu 15% în țările Uniunii Europene. În acest fel vom trece sigur peste iarnă, e mesajul care se transmite, da? Dar ceea ce am constatat, primăriile, cele din Maramureș, și cu siguranță este o directivă la nivel de țară, au primit o directivă prin care trebuie să limiteze consumul de căldură, adică să facă ce o să facă, dar să nu ajungă la un consum mai mare de 19, adică să nu crească temperatura mai mult de 19 grade în lunile de iarnă. Unele primării deja s-au conformat și au pus niște aparate la calorifere și nu mai urcă temperatura. Această gândire cu cei 15% este cu dus și întors. Fiindcă nu cred că există industrie în România care este dependentă de gaz sau care consumă curent electric care se produce din gaz și care are posibilitatea să reducă cu 15% consumul. Deci asta implicit este posibil la un moment dat ca firmele respective să trebuiască să-și închidă activitatea, să-și reducă activitatea. Și aici este tot cu pușcatul în propriile picioare. Tot același mecanism este. Și aici România trebuie să fie extrem de atentă, fiindcă dacă se citește cu atenție ideile care rezultă în reducerea acest consum de gaze cu 15%, există acolo o sintagmă foarte interesantă, zice în felul următor. Nu trebuie să facă această măsură acele țări care nu pot să fie
conectate la rețelele de transport majore ale gazului din Uniunea Europeană. Puține țări sunt în această direcție. În schimb, spune în felul următor, Madame von der Leyen vorbește de principiul solidarității. Bruxelles și birocrații Bruxellesului își conduc viața după niște principii. Zice că foarte bună este această măsură, fiindcă în cazul în care o țară nu are gaz și este interconectată cu o altă țară din Uniunea Europeană, aia, țara care are gaz, în timpul când este necaz, să-i dea gaz propriu al, din țara respectivă. Deci eu, Goguță, care am fost atent și mi-am umplut rezervele de gaze, eu sunt obligat, la un moment dat, pe baza principiului acesta, să-i dau la ăla care n-a fost atent, de exemplu. Da. Sau nu și-a făcut, nu și-a umplut rezervele. Deci toate treburile astea sunt cu dus și întors. Nu poți să trăiești după un principiu. Atâta timp cât sunt țări naționale, problema aceasta, deși în text vorbește că fiecare țară trebuie, este recomandat să-și rezolve singur propriile, această directivă, nu putem ca în permanență, pe de o parte, o centralizare excesivă dorită de birocrații Uniunii Europene și de alte țări din Uniunea Europeană care văd acel centralism în care direct sunt implicați, de exemplu, Germania, Franța, ei dictează și noi, ăștia mici, să tăcem sau să avem niște conducători care tac și nu văd prin probleme. Deci, vreau să comentați un exemplu concret, fiindcă știți situația. Da? Foarte multe clădiri publice au mari pierderi de energie. Dăm exemplu, clădirea Palatului Administrativ. Astăzi s-a vorbit în ședința de Consiliu Județean despre o reabilitare a acesteia și e nevoie. Acolo, dacă e să ne uităm, geamul termopan nu există, bate vântul iarna. Cum să asigur 19 grade? Iar pe de altă parte vin experții și spun că deși s-ar asigura 19 grade, nu ar scădea consumul de energie. Eu acolo am lucrat timp de 20 de ani, deci știu ce înseamnă. Am prins și perioada când lucram cu hainele pe noi și pe urmă când s-a adus o centrală performantă, s-a lucrat și în momentul de față sunt condiții optime. Să nu uităm că orice lucru trebuie de întreținut. Se zice că suflă, într-adevăr, suflă prin acele ferestre, dar să nu uităm că acele ferestre sunt deosebite și ca și construcție, ca material. Așa este pe de altă parte. A pune în momentul de față, în locul acestor închideri, să punem termopan, ar fi... Cu siguranță că asta se va întâmpla. Dacă asta se va întâmpla, înseamnă că noi nu avem capacitatea să ținem la valorile noastre. Pentru că am văzut în toate aceste proiecte de modernizare a unei clădiri, s-a trecut la alt sistem. Repet, acesta este un monument. Este o clădire care este certificată ca fiind un reper al culturii românești, clădirea aceasta. E nevoie de aceasta. Reabilitare, așa deci este. Trebuie de reabilitat, dar nu prin modificarea fațadei și se punem pe el termoizolație din polistiren, nu prin înlocuirea geamurilor și ferestrelor. Gândit altfel. Așa că acum, într-adevăr, apar specialiștii. Foarte ușor să demontez toate acele ferestre de acolo și să pui termopan, dar valoarea pe n-am studiat încă proiectul, o parte din discuții le-am văzut la Consiliul Județean. Trebuie de rezolvat. Dar așa cum trebuie de rezolvat, și uitați că Baia Mare este un exemplu pe care ar trebui să îl vadă și, de exemplu, bucureștenii.
se tot plâng în momentul de față că nu-i căldură și nu primesc căldură. Baia Mare a fost primul municipiu din țară care a renunțat la centralele și individuale. Și ultima babă din Baia Mare, indiferent de venitul pe care are, are o centrală termică. Iar cei care alimentează, care se preocupă de centralele termice din București, se opun cu vehemență. De ce? Fiindcă își pierd locul de muncă. Ori trebuie de văzut totuși ce trebuie de făcut, ce nu trebuie de făcut, fiindcă sunt exemple. Sau Clujul. Uitați, acolo este Clujul care se alimentează centralizat. Nu? Și funcționează foarte bine. De ce? Fiindcă din timp au făcut acele lucrări care sunt necesare. Bucureștenii, cel mai ușor lucru pentru bucureștini este să se plângă. Când sunt 10 cm de zăpadă, deja este tragedie. Când în Baia Mare este 1,5 m de zăpadă, eventual crăim pe primar că n-a curățat. Așa că trebuie să fim un puțin mai cumpătați. Domnule Gonții, mai avem doar 3 minute de emisiune. Ce va urma în lunile iulie, e gata. August, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Scumpiri. Scumpiri? Da. Pensionarii, cum se vor descurca? Pensionarii, după câte văd, vor trebui să se roage la Dumnezeu, fiindcă în momentul de față cei care se ocupă de pensii nici nu se gândesc nici măcar acel 10% să dea. Era vorba din septembrie, era vorba de la mijlocul anului și în momentul de față nu se gândesc. Poate de la 1 ianuarie 2023. Și aici pot să vă spun această... În primul rând, nu avem strategie în domeniul pensiilor și asigurărilor sociale. Nu avem o strategie. Deci nu putem să spunem cum se gândește peste un an de zile sau peste doi ani de zile guvernul. Nu se știe treaba aceasta. Doi, uitați-vă, să zicem că va crește cu 10%, dar în același timp văd că în momentul de față peste 15% cresc prețurile și inflația este peste 15%. Deci este un ecar de 5% între ceea ce ni se promite eventual și între realitate. Deci noi suntem în momentul de față expuși la o sărăcire permanentă. Indiferent că ești la stat, indiferent că ești la privat. Deci, iar încheiem cu ceea ce am început, nu? Va fi mai rău. Va fi mai rău. Agenții economici, cum se vor descurca? Indiferent că sunt mai mici sau mai mari? Agenții economici tot așa se vor chinui, exact ca și populația. Aici este tragedia mare, fiindcă mare parte din economia deja s-a privatizat, nu? Și ajutoarele care în momentul de față ar trebui să vină din partea statului pentru agenții economici este că nu există. Deci ăsta este adevărul, fiindcă și eu ar trebui să vă întreb pe dumneavoastră, dar dumneavoastră ați primit ceva de la bugetul de la bugetul primăriei, de exemplu, ați primit toate fondurile pe care ar trebui să le primiți? Răspunsul care credeți că ar fi? Deci și primăriile încasează greu, nu? Dacă e să dăm un exemplu pe linia aceasta. Da. Adică sunt foarte mulți agenți economici care lucrează cu instituțiile statului și încasează destul de greu. Ceea ce ridică iarăși multe semne de întrebare. Deci este o încurcătură totală. Și va fi un haos încă. Da. Vom mai discuta despre toate acestea. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă mai așteptăm. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. O seară bună să aveți. La revedere!